puteți să ne spuneți concluziile? Bună ziua, am avut o întâlnire cu domnul prim-ministru Ciucă, la care a participat și domnul ministru Ceche, la solicitarea noastră, pentru că am vrut să transmitem clar mesajul că cetățenii României și în particular cetățenii din localitățile conduse de primari din opoziție nu trebuie să fie penalizați pentru felul în care ar putea fi interpretată relația politică între partide atunci când vorbim de finanțări, de proiecte de investiții, de proiecte de dezvoltare în general. Și asta a fost abordarea USR dintotdeauna, și când am fost la guvern, la putere, și când suntem acum. Din punctul nostru de vedere, România trebuie să treacă acum într-o nouă etapă, să avem investiții pe criterii obiective, pe criterii transparente. Avem nevoie de evaluare a proiectelor și înainte de a fi executate și după ce ele sunt executate, și o dimensionare a investițiilor care se fac în funcție de realitățile de pe teren și de nevoile cetățenilor și nu de apartenența politică. Evident, n-am susținut și nu vom susține niciodată repartizarea doar pe criterii politice, fără nicio evaluare apoi a felului cum s-au cheltuit bani, pentru că s-au risipit foarte mulți bani pe astfel de proiecte care au fost repartizate pe criterii politice. Noi, cât am fost în guvern, am lucrat și la Planul Național de Redresare și Reziliență și la alte programe exact în direcția aceasta, să mergem pe o abordare obiectivă și transparentă. Și asta e mesajul pe care am vrut să-l transmitem cu o delegație de primari ai USR și primari de orașe mari, de municipii, reședințe de județ și primari de comune, că așteptăm de la acest guvern, în interesul cetățenilor României și nu din alte motive, așteptăm să vedem această abordare obiectivă, mai ales că România se angajează să investească multe fonduri în anii care vin, inclusiv programul Angel Salini, unde știți că noi am avut o rezervă nu de principiu, ci de mod de implementare a acestui program, și am transmis domnului premier aceste așteptări pe care le avem. Când în momentul în care a fost făcut bugetul deja, există și alte resurse, să spunem, pe care premierul ar putea să le folosească pentru a ajuta și primarii USR? Ați discutat acest aspect? Păi există, cum vă spuneam, fonduri care au fost prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență, pe care ați văzut că noi am început să-l monitorizăm în mod foarte obiectiv, așa cum am fi făcut-o și dacă am fi fost la guvernare, o vom face și de acum înainte. Și acolo știm ce conține acel program și vrem să ne asigurăm că lucrurile se vor derula așa cum au fost și negociate, de altfel, cu Comisia Europeană. Apoi e Planul Național de Investiții, Angel Salini, unde noi am cerut și când am fost la guvernare criterii obiective, o prioritizare a investițiilor pe baza unor criterii clar stabilite. Am discutat și despre lucrul acesta. Domnul prim-ministru ne-a explicat că asta e intenția dânsului și sper să aibă și susținere politică la vârful conducerii coaliției, să existe această abordare transparentă în felul în care banii vor fi repartizați, și apoi evident să urmărim și investițiile ca ele să se realizeze. Am discutat de anumite programe care sunt finanțate prin CNI, unde și acolo evident ne dorim același grad de obiectivitate, și am mai discutat și de alte câteva lucruri. Sunt primării care nu pot avea acces acum la investiții, la fonduri publice, pentru că au conturile proprii, pentru că primari dinainte, care între timp și-au pierdut mandatul, au făcut prostii, au ajuns în justiție și plătesc locuitorii localităților respective, ceea ce nu e cinstit. Și am prezentat domnului prim-ministru și această problemă, și aici cu siguranță colegii noștri din Parlament vor veni și cu inițiative legislative și sper eu să găsim înțelegere și la celelalte partide ca să găsim soluții pentru asta. Deci am discutat toate aceste lucruri. Dacă îmi permiteți, mă întorc un pic la declarația pe care ați făcut-o mai devreme, că nu ați vrea ca banii pentru primar să fie împărțiți pe criterii politice, adică dacă sunteți în opoziție să primiți mai puțin bani. Însă vreau să vă reamintesc un moment de când erați la putere anul trecut,
Și când împreună cu PNL și cu cei de la UDMR, în bugetul pentru 2021 a existat o anexă 703, în care USR, PNL și UDMR, primăriile celor trei formațiuni politice, au primit bani și atunci PSD-ul a criticat. Acum considerați că v-ați întors în punctul în care sunteți, nu, cum era PSD-ul exact anul trecut? De asta am început cu precizarea că ceea ce am susținut astăzi în fața domnului premier, am susținut și la discuțiile din coaliție. Sunt anumite reflexe pe care noi le-am dorit schimbate, nu le putem schimba totdeauna pentru că nu depind de noi, dar cred că e important să vorbim de ele. Deci și atunci am considerat, așa cum considerăm și acum, că e nevoie de criterii obiective și transparente atunci când se repartizează banii. Și atunci n-am găsit majoritate, sper să o putem găsi acum, pentru că, vedeți, roata se învârte și nu cred că ar trebui să penalizăm cetățenii României pentru că locuiesc într-o localitate sau în alta și că și-au ales un primar de o culoare politică sau alta. Important e ca acei primari care au fost aleși să cheltuie bani în mod eficient, în mod transparent și să eliminăm risipa, pentru că a fost foarte multă risipă atunci când vorbim de astfel de proiecte. În momentul de față, banii pentru termen. V-a făcut promisiuni? Da, domnul prim-ministru ne-a spus că își dorește, dânsul ca premier își dorește să aibă această abordare transparentă, că va informatiza atât cât va fi posibilă și primirea de proiecte și eligibilitatea proiectelor respective, că lucrează în perioada următoare, în următoarele săptămâni, lucrează la criterii de selecție pentru proiectele care vor fi finanțate prin programul Angel Salini și i-am spus că vom mai solicita astfel de discuții, de întrevederi, ca să ne asigurăm că avem acces la informație și dacă noi suntem partid de opoziție. Și de altfel, i-am propus domnului premier să se asigure că în grupurile de lucru organizate de diferite ministere care finanțează proiecte pentru autoritățile locale, sunt reprezentați primari din toate partidele. Aici e vorba în primul rând de consultări și de acces la informație și e corect să aibă cu toți acces la informație. Pentru că suntem în plin val 5 de COVID-19, voiam să vă întreb dacă ați discutat astăzi sau dacă primarii USR au cerințe pentru ceea ce înseamnă dotarea spitalelor sau lipsuri care vor apărea în următoarea perioadă. Evident, colegii de-ai noștri au ridicat și problema prețului la energie, la gaze. E un subiect pe care l-am ridicat și noi din nou ieri, pentru că măsurile care au fost luate în toamnă, din păcate, era cumva previzibil. Noi am spus lucrul ăsta și atunci nu-și arată eficiența. Dar dincolo de asta, evident că au fost colegi de-ai noștri care au ridicat și această problemă, costul energiei care se repercutează asupra tuturor cetățenilor localităților respective, dar sigur, avem situații în care spitale, școli nu pot fi încălzite și aici domnul prim-ministru a asigurat că va căuta soluții pentru ca cetățenii în astfel de situații să nu sufere. Acum o să vedem și rezultatele. Iar a privit certificatului verde, considerați că ar trebui făcută această sesiune extraordinară pentru a trece până la urmă acest certificat? Știți care e poziția în USR deja de mai multă vreme. Decizia trebuie să fie clar formulată la nivelul coaliției, unde există el și nici nouă nu ne e clar cine ce vrea, de fapt, dar în coaliție. Dar domnul prim-ministru, l-ați întrebat, v-a spus... N-am discutat despre acest lucru. Am discutat astăzi strict de problemele autorităților locale și de aceste programe de finanțare. Vor mai exista astfel de întâlniri? Vă mulțumesc. Noi o să mai solicităm, evident, și... eu o să am acest gen de inițiativă și cu liderii partidelor care acum sunt la putere, să găsim o modalitate odată pentru totdeauna, indiferent cine e la putere, cine e în opoziție, o modalitate de obiectivare a felului în care sunt repartizate aceste fonduri. Așa cum v-am spus, e important să nu sufere cetățenii, să nu penalizăm cetățenii, pe de o parte, pe de altă parte, să ne asigurăm că banii sunt cheltuiți obiectiv și că sunt cheltuiți transparent și eficient. Asta înseamnă, de fapt, din punctul nostru de vedere, cu adevărat o reformă în modul de gândire. Vă mulțumesc!